L-a făcut ministerul cu tare, ăsta l-a făcut guvernul. Eu, frate, băi, vreți să aduc bani de acasă? Că n-am. Să fac casa de cultură? M-am îngrijit și eu pun CNI. Vă dumneavoastră știți câte curse și câte... Nu cu plocoane. Câte treburi pe acolo. Și ca să scap de licitații, m-a învățat cineva, băi, Ordache, tu dacă vrei să iei mai repede, dă-ți o declarație că faci licitație. Și ți-o dă decât la tavă. Tu vii cu utilitățile. Și, bineînțeles, doamne, n-am special, m-am încurcat cu una și sunt numai în cercetări. Și am declinat competența, doamne. Și la două luni de zile aveam pe unul, domnul Dan, parcă îl cheamă, cum e treaba? Ne apropiem. Acum nu fac presupuneri sau... Dar mie îmi place totdeauna lucrurile să le iei la pachet, așa zic eu. Când vine unul să-mi facă o consultanță, un proiect, bă, nene, la pachet. Îți dau și criteriul de performanță, dacă s-a implantat sau așa, și bineînțeles să o finalizăm. Că poți să pui criteriul de performanță. Bă, la ce mi-ai luat, uite, îți dau 5-10 funcție de valoarea, de baza de cal. Nu e greșeală să practic. Mi-e frică să tratez cu cineva care vine numai pe subiectul ce mi-e consultanță. Că am mai făcut, eu am vrut să bag oglinzi sau panou solare, dau 100 de milioane, uite, nu se uită nimeni la el, să-mi facă studiu de luminozitate. Avem vreo 3 zile în cizme, omul s-a urcat pe dealul și eu am convenit cu el la pachet. Din Ploieștean. Îmi surâdea că era o zonă moartă, erau și trebuit locuri de muncă, nu, acolo nu era abordabilă decât pentru treburi de genul ăsta. Și m-a lăsat. Am făcut contractul până la urmă ca să pot să-i plătesc, că s-a agățase de mine. A dat înapoi, acum văd că are o vogă treaba asta cu energia verde. Dar am un pesimism așa. Uite, eu mâine mă duc la Mirești, la domnul. S-au întâlnit pe niște localități. Cei care vor să propage sâmburile astea de investiție. Și avem a doua rundă, a fost prima la mine, a doua rundă la mie. Sunt vreo 3 runde, că nu pot să intre decât cât 4-5 localități. Un fel de gal, erau galurile, dar nu așa. Să vedem. Eu viu și lângă mine cu oameni mai deștepți ca mine în domeniu. Mi-am luat chiar un colaborator, am o doamnă de la Craiova, 19 ani, a lucrat în primăria de la Craiova. Și e vârceancă. Îmi iau și pe un specialist al meu, ca să nu greșim, domnule. Eu să fiu doar liantul. Așa. O să vă întreb ceva. Mă uitam puțin pe strategia de dezvoltare. Văd că este destul de amplă. Însă, cred că sunt de acord că nicio strategie de dezvoltare nu poate funcționa decât într-o zonă foarte sigură. De asta v-aș întreba dacă dumneavoastră dețineți informații în legătură cu gradul de siguranță al stațiunii, având în vedere lucrurile care s-au întâmplat în 2009 și nu numai. Așadar, cât este de sigur la ora actuală, orașul 8 Neptun? Doamne, noi acum când am făcut pogrom, acum... Acum 2 ani. Nu, mai mult. Puc. Acum vreo 3 ani am făcut un plan urbanistic general, plătit de Conversville, că el ne-a bulversat așa. Și acolo s-au evidențiat zonele cu risc maxim, cu risc mediu și cu fără risc. E cum ai dat cu așură. Acum lucrurile stabilindu-se, ne propun să facă un alt puz, că noi trebuie să-ți repud, pug, că repuzul, pudul sunt subdiviziunea ale pugului. Ne propune, pentru a micșora acest areal, că noi trebuie să prin 150 de hectare, chiar 200 de hectare, juridic la mine, că sunt la ei în ecologizare. Și îți dăm de unei părți de el, fac și eu, un olteam vrea să aducă 30 de rulote. Le pun pe dreapta, fac o platformă, fac prize așa și 3 luni pe cât o fi asta sezonieră, rezolv treaba. Am promisiunea că promovăm niște hotărâri de guvern, au 20 de hectare, dă-mi-le, domnule, 20. Se pare că și au o politică să țină de ele. Că ținând de ele, ai obiectul muncii mai dezvoltat și poți să mai existi și tu în continuare. Că Ivan nu prea ne-i bagă în seamă mulți pe acolo. Am făcut la 6-7 luni, ați văzut ședință, eu o generez preună cu prefectul, să mă depresurizez. Că oamenii vin la mine. Bă, nu mi-ai dat uzufruct, nu mi-ai dat...
Deci, în concluzie, întrebarea dumneavoastră, avem unde construi, nu ne băgăm că nici nu putem să obținem autorizație, certificat de urbanism, în condiții tehnice, juridice, așa clare, autorizație de construcție, nu putem construi. Pe că... câte din suprafața opnelor mari, la ora actuală, nu se poate obține certificat de urbanism, autorizație de construire și mai departe? Deci, aproximativ un sfert, iar în ceea ce privește, dacă îmi permite domnul primar, întrebarea dumneavoastră, domnul primar a avut grijă și împreună cu cei de la Convertim și de la exploatarea minieră, au stabilit ca zonele respective, chiar dacă în momentul de față sunt aproximativ blocate, totuși nu putem să rezolvăm la o parte și sunt prevăzute executarea lucrărilor de introducere apă și canal și inclusiv de asfaltare sau măcar ghetuire pe unele dintre ele. Apropo de proiectul de gaze, el suferă niște modificări, că nu mai ne ducem pe strada asta unde nu e nimeni. Facem un bypass, facem o ocolie, ne ducem pe Cosul, da? Ieșim pe Buridava și mă duc la Omița. Cu posibilități că eu cred că vor apare gropile astea chinezii, nu m-am dus cu ei, vor să facă ștranuri, ca la Ogna Sibiului. Atunci când apar necesități, băi, facem și atunci apare ca un bypass ce facem acum și coloana principală. Vise. Dar să știți că nu sunt utopice, nu sunt. Că sunt de lungă durată unele dintre ele. Ăsta e ritmul de dezvoltare a noastră. Că pierdem, să schimbă miniștrii, să schimbă guverne, că îi dau dracu, nu-și iau pasivul și activul. Dacă l-a făcut la un SF-ul, de ce să nu mai fac voi unul? Că eu am altă viziune. El, mă, n-are mă corpul ăla de oameni, că nu se schimbă. Au specialist, băi, specialist ca, sau secretarul de stată ce e specialist. Deci, se ia totul de la zero. Ai făcut niște urtii, s-au mormântat, trebuie să... Nu spui reveni, nu-ți permis că dacă scrie veni mașul pe adresei, ai, de la guvernul ăla, trebuie să-i spui lui că a luat-o de la zero. Domnule, adică ne streculăm și noi, politica aia trestii, pe lângă castralul mă la Uriaș, pe lângă niște repere. Ăsta e, și greșim toți. Greșim toți de la talpă, de la vlădică până la opică. Unii de ăștia mai mici că acceptăm, ăia de la mijloc că ne potolesc ca să stea și bine mersi, te amenință cu... Eu am zis să pui o barieră, ci când strică drumul. Doamne, vrei să vie SRI-ul? Te lasă două, trei zile să-ți faci la blaua și aș vrea să-mi fac... Nu mai intre mașinile cu sal. Îmi mi-a stricat drumul ăla cu tonaj exagerat. Ce... Doamne, două, trei zile îmi faci eu la blaua, ca la Giurgiu, ca la... Și pe urmă, că, când vine aia, dau înapoi. Siguranță națională, stop, zăpoadă să ducă. Bă, te ajunge, domnilor și doamne, te ajunge să faci așa ceva dacă ești dăruit localității. Și eu zic că sunt unul de ăsta, nu vorbesc cuvinte goale, dând în coadă ca să sună. Ce din coadă o să sune. Da. E mai să aveți o întâlnire de ce o să scriu eu. Da. Nu mă puneți să repecăm. Ce puțin, David? Aveți o întâlnire de singur loc în sensul ăsta. În ce pentru? Cu mașinile de tonaj. Cu mașinile de tonaj. Dumneavoastră ați văzut pe partea mirii când iese cu ea încărcată. Începând de la ei, toată partea dreaptă e burdușită. E termen tehnic. Burdușire asfalt. Toate. Ei, acum, județul, fii atent ce am... L-a predat localității. Și am vrut să semnez obiecții acolo. Bă, când iau un lucru, hai să-l vizionăm, să vedem cum e. Fiindcă tu, dacă îmi dai asta, trebuie să mă bugetez. E corect să fie bugetul? Domnule Iordache, o presiune pe mine l-a semnat, da? La două, trei zile am făcut, nu revin, la contractul tare, un act adițional, dar nu cu putere de aia juridică maximă, decât că m-am plâns. Și acum ne răspunsă, cu privire la, ne dă și nouă vreo 5 miliarde, că facem vreo 400 de metri, de, dacă nu-i dă, de asfalt să reparăm ceea ce s-a stricat. Acum eu n-am nimic cu mine. Simbioza aia, de vă spuneam eu, trăim... Nu putem fără minieră și invers. Adică e o treabă care e acceptată. Una, că avem salariați. Și dacă, uite, vă propun să mai luați un mini-brand ăsta ca sarea în bucate. Dacă n-ar fi fost sarea, eu cred că nu exista nici omenele mașini. Implicit noi cetățeni. Probabil eram anexat, dar și rețineți treaba. 1% din zăcământ, domnilor, are 9 miliarde de tone. 9 miliarde de tone
Îți dai seama, de-aia e frică de privatizare. N-am nimic cu privatizarea, dar sunt niște bogății, niște zăcăminte pe care nici englezii nu le-au dat. N-a dat energia, n-a dat petrolul, n-a dat calea ferată, n-a dat. Noi le dăm ca să intre un privat ăsta, să le ducă la pieire și pe urmă să vândă la fier vechi. Clădirea, calea ferată, traversele, că unele sunt și metalice. Trecem la politică. Ce mai trebuie? Eu ziceam, libertate de exprimare. Hai să vă spun înainte de a trece la politică, ca să-mi fiu statut și să-mi fiu cu cine vorbiți. De ce nu faceți aici o închisoare, având în vedere tradiția? Pentru cine? De pe nebun, așa? Pentru... Pentru... Dar există tradiție, știți? Pușcăria de la Umele Mora în Corcelebra. Da, regrind. Deci circulă și în folclor, că brestemele astea sunt... De la cei surghiuniu și... Surghiuniță atât, da. Hai să vă... să plecăm la drum cu clarificarea asta. Când am văzut că sunt marginalizat, pur și simplu, umilit, nici în lotul de 60 ceva de primari n-am fost, mă refer la liberali, nu acceptat, aia de validat, eu întrebam mereu pe prietenii ăștia mei, Vâlcu, Bulacu, mă, fraților, cu mine ce aveți, unde? Eu, dacă ciocul mic, avem soluții. Mă, ce soluție? Eu, că aici e una singură. Aici e o singură soluție. El nu încape în teaca mea, eu nu încap în teaca lui. Ca să vorbim ca moș teacă. O sabie în aceeași teacă, da? Bun. Și când am văzut eu că ei ce așteptau? Să facă cărți la alte partide. Nu au lucrat că, uite, îmi spusă că și pe la Slatina, pe la ori s-a întâmplat, da? Ca să fii renegat, să nu faci schizme, să nu te duci acolo ca Agamiță Dandaranche. Eu nu m-am dus de aceea ca la Agamiță. Dar mai trebuiau două zile și mă duceam în contrar voinței oamenilor de acolo, mă puneau... Deci Agamiță Dandaranche. Și la ultima, acum vreo două săptămâni, îi ding bâna sus, îmi spune ordinea de zi, îmi face buican cu ochii când poate pătrunzători, care are impresia că nu te ascultă. Nu vreau să pun poalne în cap, dar de câte ori vorbești cu el, eu am impresia că se gândește la altceva. Sfredelitori, eu mai facem așa, să-mi dau, ca să-i fac puțin, să-i trezesc apetitul pentru mine. Și pun pe ordinea de zi. Domnul copreședinț, vă rog să puneți pe ordinea de zi situația de la unele mâini. Dar ce situație, domnule? În situația asta ingrată în care sunt eu, nu văd caracterele pe dumneavoastră, îmi vine blaga, puneți-mă și pe eu măcar primar, cum am zis, primar de onoare, ca să fiu și-o pe scenă cu blaga. Uh-huh. Am niște, nu am finități, am niște, sunt apropiat, nu mă duc la, așa, de partid, nu mă duc partid, că până la urmă dacă pui numai partidul, înseamnă că prietenia nu e adevărată. Adică trebuie să ai mai multe fațete, toate normale. Și ce am făcut? Eu vorbisem cu Buican, pai mei nu mi-ai băgat în seamă, Bulacu și așa, Buicanul a dat bă ai tăi. Deși, cred că era a tuturor acolo. Domn Buican, astăzi vreau să-ți fiu și o ședință la Ordine Mari cu biroul nostru de aici, cu cei 23 de oameni. Și pe urmă ce-mi vine mie, bă? Mă, e tot ședința la ei. Domnul Buican, eu aș veni cu ei acolo. Adică am vrut să scurtez, domnule, termenul ăsta. N-au ciupit, că eu aveam tema și vă spun eu, investigați dumneavoastră, vedeți că așa e. Bun. Și discut, îmi cheamă cei de afară, că cădeam de prost, chemasem oameni și era conducerea mea locală. Îi chem de acolo, trecare unul care mă tot împoartă sâmbetele, niște două cozi de topor. Eu mi-am spus ce aveam de spus, n-are rost să spun, treburii poate și de lege și de dreacu, nu le lăsăm. Și celălalt m-a contracarat, dar cu modestie, cu argumente, nu puerile, dar niciun caz ca ale mele. Și, domnilor Dache, domnul Tare, constat că sunt niște probleme pur personale, care... Într-adevăr, pot afecta organizația și eu vă promit că în 10 zile situația la Ognele Mari
se va rezolva. Le-am dus albumul de ăsta cu realizările, aia nici dreacu, sau nu știu ce să uite, că le cădeau mâna. Le-am pus așa sub ochii lor, de curiozitate desfăceai, că poate avea antrax și mureau dreacu acolo. Că trebuia să pun antrax acolo. Și n-am mai avut replică. 10 zile. Și până m-am tot gândit eu. 10 zile cred că se prindeau acum 2-3 zile. Ce făceam, fraților? Nu vă spun, nu mă laud, nu lipsit de modestie. Toate partidele, mici și mari, mi-au trimis și statut, mi-au pus, băi, Iordache, să faci consilierii tăi, că e una, e o... Adică când îți dă dezlegare, bă, să-i faci mai tăi. Îți pui oameni care te ajută și oameni capabili. Toți. Și cel mai aproape dădusem cu domnul Mițu, uite, să audă, căruia îmi cer scuze publice, n-am bătut 100% palma, dar vreo 90 am spus, domnul, mai lăsați-mă și pe mine 10%, parcă aveam presimțiri. Și acum dumneavoastră, în locul meu, nu vreau să ceva să-l afecteze ca imagine, dar între PSD și alte, n-am nimic împotrivă. Eu zic, nu zic că m-am maximizat forțele, sau, dar cel puțin egale cu la liberare. Deși noi avem un bazin la PSD și de la de verde trandafirii, omul nici nu se uită ce e jos. A pus trandafirii. Dar domnul Nițu a spus că majoritatea organizației de la PSD a trecut la ALDE. Câți, practic, nu. Pe ce contați? Pe ce tip de partid contați în localitate? Eu vă spun cinstit. Erau colegii mei, de cetățenii mei. Am dus muncă cu ei în diferite locuri, primărie, la ei acasă, la popa, la biserică, să-i recuperăm total. Nu e niciun semn. Cu promisiunea că cel care voi îl recomanda ca primar, îl voi pune viceprimar. Bineînțeles că nu e o consiliu, dar aveam noi grijă să avem majoritate în consiliul local. Bun, nu mi-a dat răspuns. Am chemat pe doamna Nida. Care? Așa, bunea lui și m-a tetateul că n-am vrut să... Adică să ne spunem... Mai stați. Și pe urmă, ne întâlnim. N-au acceptat, fiindcă acolo joc cu joc. Hai zi jocul cu ghilimele. Nițescu, după la un EPR la bază. Peceu. Merișel, pe la un EPR. I-au tras în capcane. Ei sunt mașinați puțin de ei. Și am încercat și ultima zvâlmire. I-am chemat la ședința aia, dar am ținut-o noi aici și l-a pus pe dânsul președinte și pe mine viitor candidat, vă spun eu statutul de aici exact, pentru că am uitat, și au venit să-mi predea ștampila, parcă a transformat ședința aia într-o treabă pur administrativă. Acum nu că mă laud, dar n-am văzut PSD-ul ședința de asta cu atâția oameni. Eu noi în 48 de ore cât aveam, domnule, peste 60 membri. Adică, bă, fraților, că acum, iară nu mă la, vin după primar, nu că sunt eu, că eu nu știu. Omul se gândește, bă, mă duc la primar. Adică vreau să-mi văd și mă gura. Câți de la PNL au venit la PSD atunci? Bă, sau aproximativ, așa. Bă, stați, câți de la PNL au venit la PSD? Da. Bă, eu zic că mai mult de 10 sunt. De la PNL sunt 22. Și diferența sunt de la PSD-ul, din legiul PSD-ul. Realitatea este că va avantaja și dacă nu este permisă. Norocul domn primar nu a fost că a avut neapărat relații foarte bune cu liderii și a avut relații bune în general cu reprezentanții tuturor partidelor politice. Adică un primar care este pe picioarele lui încearcă să aibă relații de colaborare, relații de susținere, relații de sprijin. Nu vreau să insist, dar n-am înțeles ce înseamnă vechiul PSD. Nu, astea sunt... Aceeași. Organizația este aceeași. Noi și ordinea de zi am zis reorganizarea PSD-ul. S-a ținut la formularea asta și vă arăt documente. Reorganizarea lui, întărirea lui organizatorii, poți să-l faci oricând. Cu dorința, atunci, în ultima clipă, veniți spre noi. Că vrem bine localități. Bă, ce bine vrei, bă, localități, dacă omul ăsta va fi primar și își asumă, nu riscul, disponibilitatea, puneți-mă, bă. Că nu trebuia să ne spuneți, că trebuia să ne amorsați, să ne zicea lui domnul Costi Rădurescu. Și acum hai să vă spun... Dar cum s-a ajuns în situația de la Ognele Mari, la PNL? Adică ce s-a întâmplat să se ajungă în situația, ce ați făcut rău? Da, hai să încep asta. Ierdeați alegeri de mult. Da, stați-vă.
Eu, după ce, la două zile, după ce mi-au zis ei că la 10 zile dau răspuns, dau și la presă, dau și la partid, în atenția lui domnul Bulacu și domnul Buica. Și zic așa, din motive personale, vă informez că am luat împreună cu familia și prietenii adevărați următoarele hotărâri. Cu data și asta, cu 1. Demisia din BPJ, deci ăsta e statutul meu acum, demisia din funcția de președinte a Ligii Aleșilor Locali, Vâlcea, și demisia din funcția de copreședinte a organizației PNL, care probabil și astăzi să legiferează, să e organul superior mie și n-au ce-mi face, că știți. Și am zis așa, menționez că rămân în continuare membru PNL, să mă dea aici afară, și atunci când va fi oportun, voi candida pentru celălalt treilea mandat, susținut de altă grupare politică interesată să câștige primăria. Deci aici cu puțină ironie. Și acum să spun de ce a apărut schizma asta. Eu vă dau veriga numărul 1. Și vă mai dau niște elemente, nu total, că trebuie să le aprofundez. Plecați de la Neagoe, primarul de la Ionești. De la Ionești. Acolo au fost sâmburele, nu se zice, atom, molecula. Păi v-a schimbat Neagoe de la Ionești la PNL? Nu. Așa. S-a făcut o conspirație, așa. Cum putem noi, pe Iordache, să păstrăm în organizație, să nu se spargă organizația, că la PNL termenul de spart e cum să zic eu, e clar, e elementul potrivit. Că noi când am făcut acum împărțala, îi dădui lui Iordache cu președinte, 10 cele, iar mă vezi statul ai făcut. Și mi-a rămas peste 100. Da, așa. El, bă, o spun că știu de la mulți oameni. Da, nu luați ca reclamație, nu. Așa. Mieiță, fostul contracandidat al meu acum la același partid, acum probabil va fi Pătru Mieiță, tehnician veterinar, lucrează la un 8-9 ani în primărie, la finanțe, taxe și impozite. Are un frate care e avocat și îl apără sau îl susține pe Neagoe niște procese. Și de ce mă bazez? Că vă spun că știu ceva chiar de la Mieiță și vă spun ce. Că i-am pus o întrebare de aia cu duși întorși și nu mi-a parat ei răspuns. Și s-a adresat cu promisiunea că dă o sponsorizare substanțială. Se pare că o parte din ea au dat-o. Legală, cred, dar de suma care o știu, ăla trebuia fragmentată în vreo 5-6 părți ca să... Cine a promis lui cine pe Neagoe a promis liberarii ormei. Păi că le dă sponsorizare de la primărie sau de la firmă? Și da, puneți-mi și eu, cu Neagoe sunt pierdut. Puneți-mi și mie pe fratele la Mieiță. Și am făcut un sondaj de opinie. Deși aveam promisiunea că cei, v-am spus eu cu cine acea de taină acolo, aveam promisiunea că liberalii din post care sunt în exercițiu nu vor mai suferi. Așa. Și fac un fond. Bă, și număr de număr de casă unde se ducă. I-au dus pe unde sunt noroaiele alea de baga pe canal. Eu, dacă eram în locul unea, mai vrei mă pe Iordache? Eu spuneam că nu. Mă duc pe echilibrate, fă-l de ăsta științific, pe tineri, pe bătrâni, pe o statistică de asta. Da. Au făcut-o și a ieșit ăla, nu știu ce, cu o diferență minimală. Marja de eroare, au dat-o cu 30 și ceva. Popa săracu vrea să mă salveze, poate și acum. El mă îndăjduiește că trec la liberal. Că el e un liberal, mai liberal ca mine. Știți dumneavoastră, că nu sunt mulți de ăștia, dar sunt unii de merită statutul ăsta de liberal. Dar noi în Vâlcea cred că n-avem 10 liberali. De ăștia așa, restul conjunctural. Printre care și eu tot la conjunctural, vedeți-te. Și preotul, nu voi sunteți cu tare. Bun, frate, eu termin cu voi. Și că să salveze situația când a văzut că nu mă poate salva, domnule, mai facem două sondaje. S-au făcut două sondaje, nu le-au băgat în seamă, este erau de partea mea și eu când am aflat, am zis, domnule, din trei sondaje, inclusiv unul telefon, faceți, domnule, obiectie, dumneavoastră.
Știi că cu cât ai mai multe, în intervale diferite, cetățeni poate diferiți, aflăm mediale, aflăm realitatea legată de ordine. Nu am făcut așa și pot pasă la ca să salveze situația. Vorbește la Alde, Mițu, prietenul meu, nu i-a pus la îndoială, bă, a venit în 5 minute, era la pompa. Și proporția de 90-10, domnul, mai lăsați în 10. La sută din promisiune. La doua zi, la treia zi, trebuia să dăm să împărțim garoafe. Eram fi martie, mi-au venit să pune și mie o garoafă. Noroc că nu m-au găsit a fi împărțat de ale mele, dar nu roșii. Am avut pestrițe, așa, să nu uităm să dejuie cu o garoafă roșie. Așa. Și asta a fost treaba. Nu e trădare. Până la urmă vă spun și asta, legea jungle. Bă, scopul, scuză mijloace. Eu nu vreau să las localitatea asta pe mâna unor oameni să plece iară de la zero, cum să schimbă un minister sau un ministru. Eu vreau să mai fiu ministru 4 ani, o să am grijă, vă promit, aici îi puneți peste 4 ani, ne vedem că nu murim. Îmi cresc un băiat și am vrut să-l cresc pe ăsta, de, i-am propus de la... nu, pătru acum Paria. Și cum ați văzut? Jigramul sau cum vreau? Așa. Și iată, am vrut să-l pun lângă mine pe Sasu. N-am acționat, am văzut Sasu, cu așa, uite, expresie. Mă, tu n-ai cum să iei, adică n-am treabă, ești tânăr, ești frumos, ai perspectivă, ai un job acolo, n-ai cum să mă bați, mă, înseamnă că s-au răsturnat oamenii ăștia cu... pe cuvânt de onoare. Și nu, că eu nu trădez, mă, ce mă trăd cu tu, acum trădez. Că-i zic ăștia de la PSD care